Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpați de mine. Să aducem cu picioarele pe pământ armatele de ostași galbeni care se visează a fi broker de putere în România. Ne-au băgat într-o peșteră cât au guvernat și vedeam doar pe pereți umbrele deformate ale realității, așa cum le plăcea lor să ne facă să credem că este realitatea. Vi s-a promis o Românie educată și ați primit un sistem de educație eșuat, în care copiii sunt mai expuși la droguri decât la carte. Adevărul este că onestitatea față de cetățeni a lipsit de la tribuna prezidențială. Eu nu mai vreau și cred că nici românii nu mai vor un președinte cu un rânjet metalic sau un președinte cu mușchiul empatiei atrofiat.